Ce faceți? Cum sunteți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod foarte, foarte mișto, zic eu, pentru că astăzi o să testăm cel mai scump atacant din joc, cel mai scump jucător din joc, cel mai high-rated jucător din joc, cel mai high-rated atacant din joc, cum vreți o să spuneți, pentru că azi este vorba despre Ronaldo Nazario. Este ziua în care vom vorbi despre Ronaldo Nazario de 101. Sunt pe contul secundar cu cei mai mulți bănuți, fiindcă a trebuit oricum să aștept să fac acest episod. Trebuie să recunosc că am așteptat să scadă prețul lui Nazario, fiindcă acum nu foarte mult timp încă era un miliard și nu aveam un miliard, din câte observați, am aproape 700 de milioane. Cu tot ce mai aveam prin club tradable și așa, pot să zic că aveam vreo 700 și ceva de milioane, Poate, poate, maxim mergeam în 750. Adică gândiți-vă că mai aveam un, loc, un club, un Ericsson de vreo 25, un Varaschelia, un Oaniama, un Yamal. Deci, poate, poate să zici că aveam vreo 750 de milioane. Dar, din fericire... Nazario a început să scadă și a scăzut destul de considerabil. Oricum, toți jucătorii mi se pare că sunt la un preț, că adică e un market crash total. Cine avea bănuți poate să-și facă acum o mega, mega, mega echipă efectiv. Dar astăzi, cum am zis, vom vorbi despre Ronaldo Nazario, de 101, cea mai scumpă carte din joc. Este un atacant incredibil, probabil și cel mai bun atacant din joc. Vedem, este aproape dublu ca preț față de următorul, cel mai scump, care este Carlos Alberto. O altă carte apărută relativ recent, Uh, na, în trecut au mai fost carduri care să fie la prețul ăsta pe care l are Nazario și Ronaldo, Yamal, Nico Williams au costat atât într-un timp, dar, bineînțeles, că fiind market, market crash acum, uh, prețul s-a dus în cap, inclusiv al lui Nazario. Putem observa că acum nu mult timp era aproape 2 miliarde când a apărut și, na, acum este 600 și ceva de milioane. O să încercăm să-l luăm la un preț mai accesibil. O să punem acum un bid pe acesta la nici nu știu, să punem la un 615 milioane. Cam așa, oricum o gălăgie de bani este cel mai scump jucător pe care l-am cumpărat ever. O să-i dau purchase, s-ar putea să doresc de puțin. Știu, l-aș la, la pe 635 de milioane, dar gândiți-vă că eu probabil o să-l vând după pe vreo 595 cum e acolo sau 600. Cu 10% taxa de market, 60 de milioane le pierd. Deci ar fi o pierdere de aproape 100 de milioane de euro de de euro de coins pe acest clip și practic de aceea am pus bidul asta la 615 milioane ca să încercăm să mai salvăm câteva zeci de milioane pentru că contează una peste alta. De-abia așa să-l încerc pentru că am văzut la mulți dintre voi că va picați și mi-a foarte bun și așa, dar nu l-am testat niciodată, n-am jucat niciodată cu Nazario. Sunt tare curios să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii dacă l-aveți, dacă ați jucat cu el sau împotriva lui, cum vi s-a părut, care este părerea voastră. Dacă nu l-ați jucat și nici nu l-ați întâlnit în, în gameplay la adversari, o să-mi spuneți la final de clip, după ce dau niște meciuri de head-to-head, -head, cum vi se pare acest Ronaldo Nazario. Nu -o, nu o să vă întreb dacă își merită banii, pentru că probabil nu, adică teoretic n-ai avea de ce să deați bani pe un atacant, adică poți să ții un Lautaro Martinez, cam cu același rating și la jumătate de preț sau poate chiar mai puțin. Deci nu o să vă întreb dacă merită bani și pur și simplu dacă este foarte bun sau Până nu. se cumpără Nazario, hai să facem și noi acest exchange rapid, poate pică ceva. 92, ok, Evander, 92, ce noroc, ok. Și hai să facem și acest limited exchange dacă avem cu ce și vă cam putea să-l facem, băgăm pe perișici. Și hai să vedem cum ar fi să vină Nazario de aici, mi s-ar părea amuzant să vină de aici. Dar hai să-l facem totuși între timp ca să mai um, distingem atmosfera, să zic așa, pentru că s-ar putea să doreze un pic până îl cumpărăm. Și un belgian, deci sigur nu-i Nazario, este Miniole pe care cred că l-am și băgat la exchange, însă are un rating foarte mic, 95%. Așa că mare el acest pachet, 2 doi Marcano, doi de Marcano și un miniole horror. Or. și până la urmă l-am cumpărat pe 630 de milioane de coi și o de bani, v-am zis. La final o să ies un minus considerabil, dar este ok. Dacă dați cu toți acolo un like, este ok. De-abia așa să-l băgăm în echipă, mai ales că avem un atac incredibil, avem cel mai bun atac, cred eu, din joc posibil, Nico Williams. Intră Nazario aici și Salah, adică Nico Williams, Ronaldo și Salah sunt cei mai high-rated jucători pe pozițiile lor acolo în față, deci mai bine atâta nu prea se poate, doar în loc de Salah să ai un Yamal sau un Best, dar tot o de OVR ar avea În toți. fine, însă, hai să ne uităm puțin peste atributele lui Nazario, nu o să dau training, nu o să-i fac absolut nimic, ca cartea sa base, Pasta o să o testăm, 1.83%. 5 la weak foot, 108 pace, 106 shooting, 104 dribbling și 84 physical, plus 85 la passing. Ca traituri, și speed dribbler, știm foarte bine ce dribler era domnul Nazario pe vremuri. Iar astăzi atributele sale detaliate, încă o dată zic, foarte bune. Nu știu însă cât de relevante ar putea fi pentru că în ideea că bă, dacă, chiar dacă l-ați avea voi probabil, l-ați crește. Dar noi vrem să testăm o, ce face o carte, bă, pur și simplu... Carte de 630 de milioane, cam cum se descurcă ea, fără niciun training, fără nimic, să ci încă nu ne permiteam să-i mai dăm training, sunt tare curăț, v-am zis, are eco care poate să-l susțină, ăsta Williams, Salah, jucători foarte, foarte buni, așa că hai să mergem la head-to-head. Și să vedem ce poate brazilianul. Ok, un oponent care n are cine știe ce echipă. Are și el un brazilian acolo în față, dar este Vini. Clar, nu se compara, zic eu, cu echipa noastră. Deci, tot ce mai contează acum e să juc eu bine. Salah la mingea acum. Salah lătoace frumos pe Alexandru. Îl văd și pe Nazario. Dar pasa lui Salah nu e deloc cum i și fi trebuie să fie pe jos pasa, dar în fine. Ajunge și mingea la Salah. Salah, în care un Azario, nu e însă chiar un atacant de lovituri de cap. Centrarea e la Nico Williams. Mamă, ce șut Nico Williams, zici că ai 70 over, nu o Hai, Nazario acum are ruleta frumos, luat însă tare de Milenkovic. Ce intervenție are sârbu Milenkovic, ok. Spasează la Salah. Mai departe, Nazario, care face aici incredibil acel fake shot. Fabuloasă fază. Nu știu cât la stări în fază să mi-o atribui eu cu fake shot-ul. Pentru că la început am crezut că e o fază ratată, fiindcă a lăsat mingea să treacă prin spatele lui. Dar fake shot ăsta aici a schimbat complet toată faza. Incredibil. Primul gol, Și Nazario. Nazario, care pleacă de la mijlocul terenului, face un body fend aici. Mai încercăm unul să de Pedri, dar nu prea ne este. Salahia acolo în bandă, care ne așteaptă foarte mult. Din nou, Nazario aici. Dar e oprit de Pedri, ok, pe fizical cam, cam parcă Nazario, de două ori de dat. Încă o dată menționez faptul că nu i-am dat training în vreun fel. Și totuși... acum avem ceva spațiu cu Nazario, dar s-a pus pe stângu Ah, n-a mers, n-a mers faza. El e dreptaj din câte știu, deci trebuie să fim pe dreptul ca să iasă bine. Salah aici din nou însă pierde și el. O, da, Nazario aici într-un duel bun cu Alexandro. Ia să vedem, ne oprim frumos și încercăm un finesc cu stângul Nazario, dar e în blocaj. Ok, un oponent mai ușor în a doua partidă și mai ușor, dacă vă gândeați că nu se poate mai ușor, da, se poate, dar na, sunt în Pro 1, cred că sau așa ceva, deci se înțelege, din păcate mai rar dai de oponenții cu adevărat buni Acum mai important ar fi să joace Bato Fiindcă nu-mi place efectiv când joc împotriva botului Adică de-aia joc head-to-head -head ca să joc cu cineva real o, Și zic. Nazario aici într-un duel interesant cu Ramos câștigă la viteză Nazario Foarte rapid Și Nazario însă scoate o Nana Ok Poate că puteam să mai avansez un pic Nu zic nu Totuși Del Piero recuperează Încercăm niște scheme cu Del Piero care e faultat categoric acolo și avem o lovitură liberă interesantă. Bate Eric Send, dar nu cred că e în care un Azario. Ia să vedem, îl căutăm, dar nu, e la Van mingea și este Hai, Ronaldo aici, Ronaldo trece superb de Lucio, fostul cu din națională. Nazario în care eu, e gol sigur. Da, și cu exteriorul e, e 100% gol când vezi că exteriorul n-ai cum altfel. Și normal că este și băiatul ăsta, normal. Hai Nazario iarăși cu Lucio în față. Dar acum este botul practic, hai se apără și e ceva diferit. Ia să vedem totuși Nazario din nou. Încercăm un fake shot, ne iese și power shot-ul cu stângul e blocat. Se ducea bine power shot-ul, chiar dacă a fost cu piciorul teoretic mai slab al Brazilian. eu. cu stângul, superb, superb și cu stângul și cu dreptul le pune, e incredibil. Bine, ținem cont de adversarul mai slăbuț, dar ținem cont și că nu are rank, nu are training, nu are Și să a treia partidă care ne Oferă, pare că ne oferă și cel mai bun oponent cu cea mai bună echipă, cea mai apropiată valoric față de a noastră, așa că hai să vedem și în această meci în în match câte gol mai dăm cu Nazario. Okay. ok, și deja primul gol pentru el, Sancho. Ok, nu mă așteptam, i-am -am dat un pic spațiu, recunosc, dar nu mă gândeam că o să intre execuția cu Sancho. Deși s-a pus bine pe fine, s-a pus bine, așa se face. Nu se poate, băi, 2 la 0, Thiago Silva. Băi, ce faci de face băiatul ăsta. Bine că a fost un corner aici, dar faptul că Thiago Silva, care nu e cel mai înalt fundaș, reușește să dea cu capul de acolo. Ai Nazario aici, arată-ți skill-ul, frate, arată-ți-l. Driblează tot terenul dacă se poate. Bine, nu pare pare că se poate, dar totuși am scos Hai, aici, că până acum nu prea, nu ceva meciul ăsta, sincer, a fost sub nivelul lui. Salah trece frumos aici, Salah, mergem cu Salah, șutează însă în blocajul lui Toni Cross. Ce bine a venit Neamțu și măcar e corne. Piero acum, așteptăm cu o centrare, pare bună, dar nu era Ronaldo Nazario acolo. Totuși mincea rămâne la noi cu Gerard. Ia să vedem pasă la Nazario. Ne întoarcem frumos. Ne întoarcem frumos ca în prima partidă. Nazario, ce fază incredibil. Deci fixatorile vă că merg la nebunie cu Nazario. Nu știu, eu așa simt cel puțin și în prima partidă și acum faze superbe datorită Aici chiar două în aceeași fază care pur și simplu ne-au ne scăpat de orice stres, de orice grijă. Hai Nico Williams aici. Pasă la Del Piero, mai departe, Uh, e Gerard acolo, unde era Nazario? De ce nu era el în mijloc? Fiindcă sunt sigur că brazilianul Ronaldo ar fi dat gol din poziția aia din voleu. Și da, peste altea, cam ăsta a fost și Ronaldo Nazario, cam asta a fost și gameplay-ul cu acesta, review-ul acestuia. Dacă ar să-mi dau și eu cu părerea despre el, sincer, mi se pare un atacant special, mi se pare că un atacant foarte, foarte bun, dar doar în cazul în care aș avea prea mulți bani l-aș cumpăra, fiindcă prețul să îl trage înapoi, pentru că dacă el ar fi fost vreo 200 de milioane, eu zic că era categoric de departe cel mai bun, cel mai așa de toate punctele de vedere, dar ținând cont că costă 600 de milioane de coi în cartea base, e greu, e greu să-l să bagi într-o discuție de cel mai bun atacant, fiindcă nu este pur și simplu nu, nu și permite Dar în gameplay s-a simțit foarte bine. Dacă facem abstracție de preț, dacă să zicem că l-avem untradeable, Ronaldo Nazario pare un atacant incredibil, probabil cu rank 3, rank 4 și cu ceva training este și mai monstruos decât este deja. Așa că vă aștept și pe voi în comentarii cu o părere despre brazilian și cum mi s-a părut clipul. Eu am fost Cristi iar până mâine la un nou episod sau live, cine știe, să ne auzim cu bine. Pa, pa.